Ceva ce nu cred că o să mai vedeți pe YouTube-ul românesc niciodată. Să începem. Am înțeles, a fost o piață, nu știu cine vine să facă piața aici. Hai să ne apucăm de fumatul. Hai să complicăm puțin lucrurile, nu? Băieții mă așteaptă acolo. Hai să începem să ne dăm puțin cu mașinile, nu? Ca
să facem ceva special, pentru că cum v-am promis, așa ceva nu vedeți pe YouTube. Am o surpriză pentru el. Trebuie să fim unici. Da. Cel mai bun carusel din România, aici îl vedeți. Dă-i bice, bă! Sesiunea de drift. Ne-am întins puțin cam mult cu timpul și s-a înserat. Drumul e de 10 ori mai greu față de cum am venit, pentru că nu vedem gropile, iar eu având mașina foarte joasă, risc să rămân blocat aici. De asta ar fi o problemă mare. Dar mai avem puțin și ajungem înapoi la civilizație. Nu știu cine s-a gândit să facă o piață acolo. Vezi că e un câine pe stânga, să da, bă, ce faci, frate? Ce faci, frate? Îți plac drifturi? Nu, cred că nu. Nu e fan. Nu e sociabil. Oh! S-a băgat câine în față. Da, treabă. Da. Abia aștept să ies de aici, să ajung iar pe asfalt. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru comentarii, pentru toate lucrurile pozitive pe care le-ați spus la videoclipul anterior. Încă nu vine să cred că am făcut 1200 de vizualizări în 2 zile. Sunt șocat, nu realizez. Și da, vă sunt recunoscător, sper să o țineți tot așa și ne vedem în videoclipul următor.